Noi, noi te vizionăm, noi dăm like și da, share da. Ceea ce faceți voi. Însă noi astăzi vrem să te provocăm să faci altceva. Da, deci, da. Da, o provocare pentru cel care astăzi se află aici alături de noi, Cătăline. Da. Deci, noi, tu ai văzut, ai văzut vreodată ce înseamnă un prompter? Iată, m-ai făcut prost, dar de așa, din jos. Nu, dar eu, eu sunt prost, da. Da, știu, am mai văzut prompteruri. Scuze, nu este că dacă ai citit de pe prompte. Nu, n-am citit de n-ai citit. Pentru că mătușa mea, de exemplu, Nana Jenia, ea crede că eu învăț cu de rost chiar tot ce spun. Aha, okay. Adică eu am unele chestii pe care le citesc de pe prompter, adică pe cameră se află o mică, un mic geam. O foaie care se mișcă. O foaie care se mișcă, da, dacă e să vorbim așa mai pe înțeles. Și în această seară, noi ție ți-am pus pe prompter un text. Ui. Un text. Deci, textul ăsta va fi pentru tine lectură la prima vedere. Da. Și eu urmează să-ți dictez, colegii mei mi-au pregătit aici o listă cu, cu mai multe chestii, eu îți dictez în rolul cui vei intra ca să citești textul de pe prompter. Aha. Deci, este o provocare la prima vedere. E bine textul pentru tine, vrei să-l faci mai mare? Da, ok, nu, nu, e ok. E ok? Dacă ceva, te apropii mai tare de cameră. E mai rău textul, adică dacă a început cu forță de frecare, ok. Deci, urmează să ne dea o lecție de fizică în această seară. Da. Cătălin Lungu, primul rol, judecător care dă sentința. Forța de frecare. Legile frecării, forța de frecare statică, apare la suprafață de contact dintre două corpuri aflate în repaus relativ și se datorează interpătrunderii neregularităților celor două suprafețe. Vrăjitor care blesteamă. Forța de frecare, la lune care apare la suprafață de contact dintre două corpuri, care alunecă unul peste celălalt. Piții botoxată. Deci orientarea forței de frecare care la alunecare are direcția de mișcare a corpului. Era trebuia să fie un punct. Mă, n-ai spus punctul? Are sens opus mișcării corpului. Întotdeauna la suprafața de contact apar două forțe de frecare la alunecare. Cel mai sexy bărbat din lume. Dă-ți vreo culea cum e sus, dă-ți culea cum e sus, mai sus, adică mai jos. Nu, gata, că de aici era punctul. Aici era. Ai vrut să citești reacțiunea? Nu mai citesc, gata. Cel mai sexy bărbat din lume. Asta eu, am înțeles. Forța de frecare. La lunecare nu depinde de aria suprafeței de contact dintre corp și plan. Forța de frecare la alunecare este direct proporțională cu forța normală de apăsare. Hai, dragă, nu mai pot să mai prezint emisiunea. Și pe final, da? Johi Davis. Da. Vezi că am făcut chestia aia cu botoxată și foarte nu-i foarte aproape ca voce, nu se înțeleagă greșit. Deci, caracteristicile coeficientului de frecare la alunecare. Coeficientul de frecare la alunecare are valori cuprinse între 0 și 1. Coeficientul de frecare la alunecare depinde de natura materialului de care... Este confecționat corpul! Corpul, da, da! Bravo! Mamă, felicitări! Te-ai descurcat de minune! Bă, dar din asta textul ăsta? Mai dintr-o carte de fizică! Pe bune? Da! Noi am depus tot efortul! Recunosc că am mai fugit uneori, dar lecțiile de fizică, da! Da? Okay.